Dacă ați crezut că le știți pe toate, atunci pe asta cu siguranță nu ați știut-o. Ei bine, la data de 6 iulie, în fiecare an, se sărbătorește Ziua Internațională a Sărutului. Sărbătoarea nu este la fel de mediatizată ca și Ziua Îndrăgostiților, dar este la fel de pasională. Cu această ocazie, astăzi vom încerca să aflăm de la oameni cum își amintesc ei de primul lor sărut sau care sărut a fost cel mai memorabil. Sper să am răspunsuri bune, pentru că, după cum știm, oamenii la noi cam stau în zona de confort. Eram la tabăr. Vrem mai multe detalii. Jucam cu prietenii Adevăr și Provocare și am ales Provocare și toți mi-au dat să mă sărut cu un băiat. Și după primul sărut, mereu când tot jucam Adevăr și Provocare, mereu îmi dădeau să mă sărut cu el. Eu nu știu. Eu n-am vorbit niciodată. Bine, dar când a fost primul tău sărut? Primul meu sărut. Aveți în vedere primul sau cum? Da, primul. Nu? Cred că la 15 ani, primul. Așa. Și la tine? Tu cred că ți-amintești, ai așa un sărut mai memorabil? Sincer, sărut mai memorabil a fost chiar cu dânsa, când era psihotare în Italia și m-am dus la ea. Și atunci a fost așa un moment, na, jumătate de ani nevăzuți. Dar te-ai zis că n-ai un sărut memorabil. Nu. Nu pot, cred. Nu cred. Nu cred că oamenii au răspuns. Când a fost primul vostru sărut? Un an în urmă. Asta la câți ani? Primul sărut, 12 ani, probabil. Așa, la tine? La 13. Și cum vi-l amintiți? Relativ plăcut. Straniu. Dar care e cel mai memorabil sărut din viața voastră? 2 secunde, unu. Eu cred că tu răspunzi la fel. La fel, da, de asemenea. Primul sărut filmat s-a întâmplat în 1896 și a avut o durată de 30 de secunde. Vine pe dans. Da, ia vorbești la telefon. Dar care a fost cel mai memorabil sărut din viața dumneavoastră? Așa, undeva la vârsta de 22 de ani, cel mai. Dar continuați să vă sărutați și astăzi, nu? Păi și în zi normal, desigur. Desigur, da. Dar vreau să te întreb dacă vrei să-i transmiți un sărut cuiva prin televizor. Nu neapărat să fii cel mai pasional. În primul rând, un sărut mamei mele, pentru că o iubesc foarte mult. De asemenea, tati, pentru că de ce nu. Și Mădălinei, ție ți-l transmit, dacă o să vezi aceasta, să știi. Bună ziua! A fost cam prin clasa a 4-a, a 5-a. Eram așa, cum era un băiat la mine în bloc și era așa un băiat foarte popular printre fete și că cu dânsul a fost primul sărut. Așa, fix lângă casă. Ca copilărie, știți? Peste tot în lume, sărutul ca și dragostea arată la fel. What about the most important kiss? Many English little. No, but it's Swedish. Swedish. No, Swedish, no, Spanish if you want. Spanish? Hey, only Swedish or a little Arabic. No. Okay, have a nice day. Thank you. I want to you. No. Ați auzit cu siguranță de versiunea că oamenii care se iubesc deseori le se zice doi porumbei sau doi hulubași. Oare hulubașii la fel se sărută ca și oamenii? Ce ziceți, hulubași? Foarte frumos, foarte bine. Așa. Dar la ce vârstă a fost? Cum? La ce vârstă a fost? Când? A fost la 16, la 18 și așa mai departe.
Să știți că tinerii astăzi se sărută mai devreme, după cum am văzut noi. Eu știu, ei în fiecare zi se sărută, câte ori se întâlnesc. Dar noi n-am avut când săruta, că trebuie de lucrat. Dar dacă vă întreb despre cel mai memorabil sărut din viața dumneavoastră? Da, să dea mânuță în minte, scuzați, atât. Emoții foarte mari, grijă. De ce grijă? Grijă... Primul sărut. Da, emoții, sentimente, da. A zi placă, n-a zi placă. Și... cam așa. Dar dacă vorbim despre unul pe care mereu îți vei aminti de el, ăsta-i sau altul? Ăsta. Da. Da. Bine, mulțumesc mult! Mulțumesc la cameră, vreau? Un pup, întrebare acolo, un pup, ușor. Super. Da, și drăguț. Mersi. Știați că un sărut timp de un minut vă ajută să ardeți cel puțin 2 calorii? Și cât unii sărbătoresc astăzi ziua sărutului, eu voi savura un cappuccino cu un macaron. Pentru că doar cafeaua are răspunsul.